instituția a luat act de nevoia de a asigura asistență medicală persoanei în cauză, în intervalul orar, așa cum este prevăzut și aprobat de către instituțiile de specialitate responsabile în acest sens, astfel încât pe linia noastră de medicală, de specialitate, medicii în cauză, medicul specialist ORL și medic în specialitate medicină internă, sunt pregătiți pentru a asigura asistența medicală la prezentarea acestuia în instituția noastră. Cum se întâmplă dacă sunt mai mulți pacienți la ușă? Dumnealui are prioritate sau cum? Prioritățile se stabilesc de către medicul în cauză, funcție de urgențele medico-chirurgicale. Dar și în astfel de situații se dă curs astfel încât să nu întârziem peste limita de timp aprobată, așa cum am luat act de aprobările în cazul respectiv.